Perioada sărbătorilor de iarnă a adus multă culoare în parcul central din comuna Gostinu. Plin de luminițe colorate și de ornamente specifice acestei perioade din an, parcul a prins și mai multă viață în seara de 23 decembrie, atunci când Moș Crăciun a ajuns la copiii care îl așteptau cu minți. Vizita moșului a devenit deja o tradiție în comuna Gostinu, an de an, excepție făcând 2020, atunci când din cauza pandemiei de coronavirus nu s-a putut organiza. Am hotărât cu excepția anului trecut cadourile de Moș Crăciun pentru copii. Oferim copiilor în aer liber. Anul trecut, fiind an cu pandemie, a fost un an de excepție. Anul ăsta, fiindcă lucrurile s-au mai îndreptat puțin, ne aflăm în partul central din comuna Gostinu, unde vizionăm un program realizat de copiii din școala Gostinu, inclusiv cultul adventist din comuna Gostinu, după care urmează moșile să împarte cadourile la copii. La doar câțiva metri de focul de tabără făcut de organizatori, cultul adventiștilor din Gostinu i-a încântat pe cei prezenți cu glasurile lor. Bucurați-vă, popoare, și cântați cu toți în cor. S-a născut al nostru soare, om de plin și creator. Vin păstorii, vin de grabă, hai și tu la iesleasă. Îngerii din cer întreabă, cine inima-i va da. Popoare, lăudați pe Domnul iar, cum se așează fulgințare, brațul lui revarsă har. Povestiți cum într-o seară s-a născut cel minunat. El ne e în veci o moară, Domnul pot și Din programul artistic organizat cu ocazia nașterii Domnului, nu au lipsit colindele copiilor școlii gimnaziale Anghel Mareș. După ce au colindat și s-au încălzit la focul de tabără făcut, micuții au avut parte nu doar de cadouri din partea lui Moș Crăciun, ci și de un foc de artificii care a luminat cerul.